Salutare, prieteni! Orice nu s-ar spune despre camerele de filmat, de cele mai multe ori, acestea fac o treabă destul de bună. Unele momente care sunt pur și simplu fantastice pot fi filmate și admirate și de alți oameni. De multe ori se întâmplă că camerele surprind și situații nu prea plăcute, dar să zicem că acestea sunt o lecție bună de viață pentru alții. Priviți cum acest skiwar profesionist a făcut un truc foarte dificil și a depășit barca care se mișca cu o viteză de 60 km pe oră. Dacă umfli foarte bine o minge de basket și o lovești de pământ cu toată puterea, va exploda și va scoate un sunet înspăimântător. Cea mai mare greșeală a șoferului acestei mașini a fost să meargă pe nisip. Nu va fi deloc ușor să iasă de acolo. A fost mai ușor să scoate bara de protecție decât să miște mașina din loc. Adevărata maestrie nu este să arunci toporul drept în țintă, ci să tai toporul care tocmai a zburat într-un măr. Hoverboardurile erau foarte populare cu 2-3 ani în urmă. Par a fi ușor de manevrat, dar e nevoie de o bună pregătire pentru a merge pe ele. Extrem de important este echilibrul. O lecție bună pentru toți turiștii. Întotdeauna să vă legați echipamentul pentru a nu pierde gadgeturile scumpe într-o secundă. Se pare că șoferul acestei mașini a decis să-și încerce norocul cu un Lamborghini în valoare de 700.000 de dolari. Alte ocazii n-a mai avut. După cum vedeți, mașina luxoasă a trecut pe sub barieră fără nicio zgârietură. Toată lumea știe că un iaht costă extrem de mult și chiar și o mică zgârietură este foarte costisitoare. În video vedem cum un iaht îl împinge pe cel din față spre debarcader. Acest bărbat deschide vinul cu mare maestrie, dar îi alunecă din mâini și sticla se sparge. În loc de admirație, doar râsete și lacrimi. Șoferul stivuitorului a încercat să mute cutiile, dar fără succes. Priviți ce se întâmplă cu mașina pe care curge o cantitate mare de apă. Se transformă într-o bucată de metal în doar câteva secunde. Pur și simplu e imposibil să mergi pe acest drum fără ca să lovești celelalte mașini. Nu știu la ce s-au gândit șoferii când s-au pornit. Acest bărbat stă liniștit pe scaun, pentru că crede că la secția de poliție nu există niciun pericol. Dar s-a înșelat. De el s-a apropiat un șarpe foarte agresiv. Dar nu i-a făcut niciun rău, pentru că bărbatul a știut cum să reacționeze. Pentru această persoană, turnichetul nu este un obstacol. Are un scop și nu există obstacole care ar împiedica-o să treacă. Dacă credeți că femeile la volan sunt un mare pericol pentru toți, priviți aceste imagini. Se pare că toți șoferii fac greșeli ridicole, indiferent de sex. Acești bărbați se comportă foarte ciudat. Fata a decis să testeze noua sa achiziție în curtea casei sale, dar din păcate a decis să o facă prea aproape de piscină. Acesta a căzut în piscină și fata s-a aruncat în apă pentru a-l scoate.
Tipul ăsta pare a fi foarte norocos. A scăpat de dezastru. Nu a căzut în apă cu o grămadă de pământ. Acum va prețui viața și mai mult. Multe situații incomode se întâmplă din cauza fetelor prea sexy, pentru că toată atenția bărbaților este asupra lor. Iată ce se întâmplă când munca este făcută de către cineva fără experiență. Totul se strică și se defectează. Mi-e frică să-mi imaginez ce amendă a primit acest lucrător. Voi ați adormit vreodată la serviciu? Scrieți răspunsul în comentarii. Dacă lucrați în birou și adormiți, nu se poate întâmpla nimic grav, dar la acest tânăr situația e mai complicată. Această fată a decis să facă o fotografie spectaculoasă, dar ceva nu a mers bine și acum nu are decât să se gândească cum să iasă din așa încurcătură. Eu nu sunt inginer, dar cu ochiul liber se vede foarte clar că această macara este mult mai mică decât nava, atât ca dimensiune cât și ca greutate. Era și de așteptat să se întâmple așa ceva. Oare câți bani sunt în acest safe? Nu a fost atât de simplu să-l transporteze și nu se știe dacă s-a meritat. Această scară a fost proiectată de un adevărat geniu. A te ridica pe ea este o adevărată provocare. Nu știu cum să-i explic ceea ce văd. Poate că e un fel de joc pentru oamenii bogați. Cu părere de rău, nu sunt suficiente locuri de parcare pentru toate mașinile. Priviți cum se parchează acest șofer. Interesant, oare cum va ieși de acolo? Șoferul camionului a crezut că va trece pe sub avion, dar s-a înșelat. Ar fi putut să meargă pe lângă și totul ar fi fost în regulă. Să sperăm că aceasta a fost o bună lecție pentru el. Astfel de sărituri nu poate face oricine. Dacă ați privit videoclipul până la sfârșit, puneți like, abonați-vă și apăsați clopoțelul ca să nu ratați cele mai interesante videoclipuri de pe Diverse Channel. Pe curând!